Ioan Bolan, vicepreședinte al PDL Suceava, a declarat că guvernarea Ponta a făcut nenumărate promisiuni la Suceava, dar doar de una s-a ținut până la capăt. Sunt surprins pentru prima oară se țin de o promisiune făcută la Suceava. E adevărat că e o promisiune care aduce prejudicii Imaginii statului de drept, dar asta e viața, ne-am învățat cu lucrurile astea și aș fi vrut să-l văd pe premierul Victor Ponta la fel ținându-se de promisiuni atunci când ne vorbea despre importanța terminării lucrărilor la șoseaua de centură, importanța terminării lucrărilor la aeroportul Suceava și de ce nu la DN18 Iacobem Borșa. Numai că lucrurile acestea, știți și dumneavoastră pot să mai aștepte. Nu vin și nu țin de rațiuni de importanță majoră pentru domnia sa. Importanța vine pentru Suceveni. Bălan a blamat modul de reacolare a aleșilor locali, precizând că această ordonanță de urgență va fi atacată la Curtea Constituțională, iar judecătorii de acolo o vor declara neconstituțională. Această ordonanță de urgență, care a fost dată împotriva uh, firii, ca să spun așa, va fi atacată zilele următoare la um, Curtea Constituțională și cu siguranță va fi declarată neconstituțională. Stau și mă gândesc ce se vor întâmpla cu acei oameni care, din aceste rațiuni mărunte, personale uneori, vor trece dintr-o parte în alta și când Curtea Constituțională va declara neconstituțional această ordonanță de urgență, lucrurile vor trebui să revină la matcă și cum vor rămâne acești oameni între scaune. O altă acuzație adusă de deputatul Colegiului 2 e faptul că sub comanda președintelui, prefectului și a câtorva parlamentari s-a început de ieri să fie contactați primarii și consilierii locali. Eu să vă spun că de ieri, chiar mai bine, de două zile în urmă, la nivel de fiecare județ s-au constituit echipe sub comanda președintelui Consiliului Județean, sub comanda unor parlamentari, a prefectului, care să ia la mână fiecare primar și consilier local județean din județul Suceava. Și sub promisiunea Oferire de fonduri pe unele localități, promisiune spun asta, că deocamdată nu s-a întâmplat să și primească. Sub promisiunea rezolvării unor probleme strict personale. Și aici aș aminti doar aceea că am discutat cu câțiva colegi de-ai noștri care au fost abordați, și cărora li s-a promis că le va fi angajată soția, copiii și așa mai departe, Le vor, li se vor rezolva anumite probleme personale. Dacă vor în această perioadă, vor trece în, în, în curtea PSD-ului. Deputatul Bolan a încheiat acest subiect spunând că ordonanța de urgență bulversează și creează doar iluzii pentru rezolvarea unor probleme, deoarece aleșii locale au participat în campania electorală și au avut adversități politice cu cei la care doresc să migreze.